Bună seara, oameni buni, bine ați venit la o nouă ediție Pacientul 2.0. E o oră întreagă dedicată diabetului și o facem din perspectivă interesantă cu ajutorul doamnei doctor Mihaela Vleiculescu. Sărut mâinile, doamna doctor! Bună seara, Lucian! Bună seara, pacienții mei! Vă ziceam că o facem dintr-o perspectivă interesantă. Ce facem după ce ordonanța dispare? Cum anume, ca pacienți cu diabet, trebuie să avem grijă de noi, de cei care ne înconjoară și, pentru că va fi o idee mai greu, va trebui să ne creăm propriile limitări, propriile nevoi și decizii de izolare, în așa fel încât să ne ducem, să nu uităm, afecțiunea care este pe lista celor pe care COVID le încearcă și să le ducem fără nicio surpriză. Să rămână de aici Bună încolo, seara, povestea e la dumneavoastră. Lucian! Și mulțumesc încă o dată pentru invitație, pentru că, de fapt, întâlnirile tale îmi dau ocazia de a mă reîntâlni cu pacienții mei și le simt tare, tare mult dorul. Ăsta este adevărul. E efectul izolării. Astăzi dimineață chiar mă gândeam că, de fapt, ar trebui să vedem și partea bună a măsurilor pe care le luăm, să spun așa. Sper ca, urmare a respectării regulilor acestea de igienă, pur și simplu, infecțiile pe care le vor suferi copiii noștri, pentru că eu nu sunt pediatru, dar îngrijesc foarte mulți copii cu diabet. Și nu este lună ca părinții să nu sune că au o infecție respiratorie, că au făcut o viroză digestivă. Am terminat cu viroza digestivă, a reapărut o viroză respiratorie. Adică trăim într-un oraș foarte aglomerat, trăim într-un oraș foarte murdar. Din cauza vitezei în care trăim, am uitat de fapt și de drept lucruri elementare. Da, e drept că în cazul copiilor părinții sunt mult mai riguroși, așa este, dar sper ca să vedem și un lucru bun din reiterarea acestor reguli de igienă pe de-o parte și din menținerea unei distanțări sociale și în viitorul apropiat. Și lucrul acesta bun să nu fie doar că ne vom apăra de COVID și că vom putea lupta împotriva lui, ci și că ne vom apăra copiii și adulții de numărul acesta mare de infecții, mai ales în perioada de toamnă-iarnă. Nu avem nicio certitudine, Lucian și dragi pacienți. Este un virus care atacă pe foarte multe fronturi. Fiecare zi naște o altă ipoteză medicală. Medicii muncesc non-stop, medicii cercetează non-stop, însă, așa cum am spus, nu avem nicio certitudine. Ne luptăm mai mult suportiv cu acest virus, se încearcă terapii antivirale, dar nu avem niciun medicament care să distrugă în mod specific acest virus. Terapia antiinflamatorie am văzut că ar putea să nu aibă efecte benefice, există de câteva zile și pare într-adevăr foarte logică medical o ipoteză legată de coagulare, de disfuncția endoteliului vascular, a vaselor mici din corpul nostru. Stai, Nu stai, avem nicio. scuză, scuză, Mihaela, dar aici chiar trebuie să le explici la Nu oameni pentru trebuie că să e le explic. endoteliu vascular și. Nu trebuie să le explic. Vreau doar să înțeleagă de ce lucrurile din punctul de vedere al medicilor, mesajele din punctul de vedere al medicilor sunt unele foarte stricte. Dacă ar fi un microb cu care am ști cu ce să îl tratăm și pe care să. Da, Da. ca întotdeauna mai avem și probleme tehnice. Gata, s-a întors. Ok, dar cu acest virus nu știm cum să luptăm. Pentru că, repet, scoate la iveală multe mecanisme de acțiune, de fiecare dată parcă într-o altă direcție, și
Până în acest moment, metoda cea mai ușoară, cea mai facilă de a lupta cu el este să păstrăm, în continuare, rămâne aceeași, de a păstra regulile de igienă și de distanțare socială. Da? Și de aceea cred că este important să ne gândim ce avem de făcut în viitorul apropiat. Și aici lucrurile încep să se contureze. Am auzit că în alte țări lucrurile încep să se destindă, se vor destinde și în țara noastră. Dorința mea ar fi să nu se destindă și să nu se relaxeze dintr-o dată, pentru că ce avem în față este cel puțin 6 luni, 8 luni, dacă nu un an, poate chiar și mai mult, cred că de un aspect în zigzag. Sincer, asta vom vedea, ce ne aduce viitorul, pentru că nici asta nu știm. Discutăm de imunitate la acest virus, discutăm de cazuri care nu au anticorpi la acest virus, deci au trecut prin boală, dar nu au dezvoltat anticorpi, deci nu au apărare împotriva unei alte infecții. Nu știm în ce măsură anticorpii pe care îi facem sunt niște anticorpi protectori și cât timp ne asigură ei această protecție. Deci, așa cum spuneam, într-o lume de incertitudini, doar viitorul ne va arăta adevărul și ceea ce vom face în următoarele luni, sincer, ce facem acum și în următoarele luni, este să câștigăm timp, Lucian, să câștigăm timp ca lumea medicală să cerceteze și să afle cum putem face să ne apărăm eficient de acest virus. Că va dura un an să ne facem această imunitate, că va dura 2 ani, că virusul va dispărea în vară și va reveni în toamnă, nu avem nicio certitudine, sunt doar previziuni. Însă, pe măsură ce le vom trăi, le vom învăța. Ăsta este adevărul. Nu este ceva cu care să ne fi întâlnit până acum în viața noastră, ăsta este adevărul, dar cred că trebuie să ne adaptăm și, adaptându-ne, să ne facem până la urmă planuri de viitor. Pentru că n-am mai fost puși niciodată în această situație. Și am să profit de ocazie să le povestesc pacienților ceea ce tocmai ți-am povestit ție înainte să începem. Pentru că exact înainte de emisiune, una dintre mame le copiilor pe care îi îngrijesc, copilul fiind în clasa a 8-a, m-a întrebat dacă ar putea să primească meditatorul, după ce se relaxează regulile, să primească meditatorul pentru a face câteva lecții cu copilul. Și pentru că nu m-am gândit niciodată cum va fi dacă cineva, o persoană, vine în vizită la noi în casă. Și sigur vom fi în această situație în momentul în care se va relaxa un pic situația. Nu vă recomand să faceți petreceri la care să fiți într-un apartament de 2 camere, 3 camere, 30 de oameni, sub nicio formă. Dar încă 2-3 persoane, nu văd de ce nu am putea face asta până la urmă, în condițiile în care, repet, trebuie să ne calculăm spațiul din casă, să vedem cam câte persoane am putea să fim fără să fim înghesuiți. Și mesajul ar fi așa, ce i-am scris eu mamei, de fapt. Ar putea să facă meditație în camera cea mai mare din casă, tocmai pentru a exista spațiu. Ar trebui să aibă între ele distanța de 1,5 metri. Ar trebui să aibă amândouă mască. Ar trebui ca, bineînțeles, profesoara când intră în casă să se spele pe mâini. Ar trebui să nu atingă profesoara creionul, pixul, caietul copilului. Da? După ce pleacă profesoara să facem curat la baie, pentru că trebuie să aveți lucrul acesta în vedere, mai ales când alte persoane vor veni în casa voastră. Casa voastră este cuibul vostru pe care l-ați dezinfectat până acum. Până acum voi ați fost cei care ați venit de afară și ați aplicat toate regulile pentru voi. Dar la un moment dat vor mai veni și alte persoane din afară și trebuie să știți ce dezinfectați. În afară de suprafețele pe care persoanele din afară le pot atinge, baia este locul în care, în toate studiile în care s-a vizat unde este concentrația cea mai mare în jurul unei persoane izolate purtătoare de virus, concentrația cea mai mare este în jurul a 1 metru, 1,5 metri al persoanei respective și la toaletă. Da?
pe toate obiectele din baie și pe tot ceea ce folosim ca să ne ștergem, pe gură, pe nas, pe ochi. Deci dacă ați avut persoane care v-au vizitat, prosopul pe care l-au folosit trebuie pus imediat la spălat sau, așa cum sugera Lucian mai devreme, pentru cei care vin în vizită să aveți șervețele, practic prosoape de pânză, de hârtie, care să poată fi aruncate chiar de ei în momentul în care l-au folosit. Și aș ține cont, pentru că vine vara, de aerul condiționat, pentru că până la urmă aerul condiționat recirculă un aer în care au respirat și alte persoane din acea cameră, care poate au tușit, care poate au cântat, care poate au vorbit tare. Nu folosiți aerul condiționat când sunt persoane în vizită. Nu știu să spun, este o intuiție, nu este un sfat științific. Da, o recomandare științifică pe care vă dau este o intuiție a mea, cu oarecare rădăcină medicală, să spunem așa, pentru că are logică. Recirculăm un aer în care, practic, ar putea să existe din respirația altora particule încărcate cu acest virus. Mulțime de prieteni sunt în live lângă dumneavoastră și vă mulțumesc pentru ceea ce faceți. Vă salută, bună seara, bună seara, o mulțime de bună seara. Ionuț Drăgan, doamna Molnar este și dânsa aici. Avem și o întrebare de la Luminița Sagardoschi. În ce constă creșterea imunității pentru diabetici? Sincer, noi nu avem medicamente dovedite ca și clar eficiente științific pentru a ne ridica imunitatea. Oricum, în această perioadă a anului suntem cu o imunitate diminuată toți ca populație, pentru că am trecut prin iarnă și primăvară, pentru că nu am avut o alternanță a anotimpurilor așa cum ar fi fost normală, da, cu o toamnă, iarnă cu temperaturi reduse și cu o primăvară care să meargă către vară cu temperaturi ușor în creștere. Adică oricum organismul nostru este bulversat. Da? Pe lângă asta vine teoria că persoanele cu diabet zaharat tip 1, deci care au o afecțiune pe bază de autoimunitate, nu trebuie să-și stimuleze imunitatea excesiv. Și 3, ipotezele care s-au născut legate de acest virus, SARS-CoV-2, că vitamina C în cantități mari ar fi făcut rău, vorbim însă de cantități cu adevărat mari, supra-normale, da? Însă cred că singurul lucru care poate ajuta în acest moment este să mâncăm fructe și legume proaspete. Sincer. Pacienta care a întrebat are diabet tip 1 sau diabet tip 2? Nu știu și nici n-a zis, poate, dar cred că cred că sper să revină și cu răspuns, dar cred că e bine și să structurăm. Haide să vorbim acum pentru micuții. Presupunând că micuții au diabet de tip 1, ne cerem scuze părinților care au copii cu diabet de tip 2, dar sfaturile pe care le vor să le afle le vor regăsi la capitolul de diabet de tip 2. E bună propunerea asta să le grupăm, că până la urmă într-un loc sunt copii, cel mai mare, în cea mai mare măsură, și în alta maturi, ba chiar persoane trecute de o anumită vârstă. Hai să o luăm cu diabetul de tip 1, pentru că o întrebare aici este de la Alina Buzatu. Ce facem cu copiii de clasa 8-a? Îi lăsăm după 2 iunie și la școală, în ideea în care pe 2 iunie încep școlile? Mesajul legat de diabetul tip 1 este că atunci când diabetul tip 1 nu are o vechime foarte mare și mare, aș zice că noi socotim undeva după 10, 15, 20 de ani de diabet tip 1 și că în cazul acestor ani de evoluție, glicatele, hemoglobina glicată, acea analiză de temelie, să spun așa, a persoanei cu diabet, fie el tip 1, fie el tip 2, dacă hemoglobina glicată în cursul acestei evoluții a diabetului în general a fost în ținte sub 7%, în principiu tipul 1 nu are o imunitate, și mă refer aici legată de infecțiile de din afară, nu are o imunitate afectată. Ar trebui să răspundă în mod similar cu o persoană fără diabet, să se poată apăra.
Asta este un lucru. Al doilea lucru este că acest virus, SARS-CoV-2, despre care vorbim, este un virus foarte parșiv. Doar la anumite persoane care au o particularitate genetică în ceea ce privește imunitatea, dă acea reacție excesivă de apărare a organismului, acea furtună citochinică despre care probabil că ați auzit. Este o reacție a corpului cu totul exagerată față de infecția cu acest virus. Și nu ține, aceea reacție nu pare că ține de bolile pe care persoana care ia virusul le are, ci pur și simplu de o particularitate genetică. Și acum, întorcându-mă la tipul 1, dat fiind că tipul 1, care este echilibrat și care în ultimii 10 ani și-a îngrijit cum trebuie diabetul, în principiu, datele raportate despre acest tip de pacienți arată că nu fac cu o frecvență mai mare această infecție și că atunci când o fac se comportă ca populația generală. Există raportate, așa cum am prezentat într-o postare zilele trecute, câteva cazuri. Medicii se grăbesc să raporteze ceea ce observă tocmai pentru a încerca să pună informația cap la cap cu alți colegi ai lor din alte țări, pentru a afla cât mai multe și să încercăm, dacă se poate, să nu aflăm pe pielea noastră a pacienților noștri, să învățăm și să prevenim dacă s-ar putea. În acest moment, la nivel de Statele Unite, unde există deja un registru foarte bine pus la punct al pacienților cu tip 1, copii, tineri, adulți, vârstnici, există de asemenea o cerere care a fost trimisă către toți medicii de a trimite date despre pacienții cu diabet tip 1 care au trecut prin infecția cu COVID, tocmai pentru a se constitui într-un registru din care să aflăm mai multe și să ne putem ajuta pacienții. Deocamdată pentru tipul 1, recomandarea este de a urma regulile generale ca pentru populația tânără, să spunem. Da? Cu mențiunea că în momentul în care răcim sau facem un pic de febră sau avem oricare dintre acuzele care ne duc cu gândul către o răceală, că o fi COVID sau că nu este COVID, să punem focusul pe glicemie, să facem foarte multe glicemii pentru a putea să ne ajustăm prompt dozele de insulină și să ne hidratăm foarte, foarte bine. Asta aici, ar fi... Da. Povestea este așa. Tipul 1 are parte de sprijin din partea familiei, presupunând că sunt mai ales oameni tineri. Ce sfaturi aveți pentru aparținători? Pentru că mă uitam în live, colega mea Ana Brezeanu e și aparținător de pacient cu diabet. Ce sfaturi aveți pentru, să le zicem, mămici sau soții care au grijă de pacienți cu tipul 1? Pur și simplu, să respecte regulile care sunt regulile de uzuale, de igienă când se întorc acasă, da? De dezinfecție a suprafețelor pe care le atingem în casă. Sincer, deci eu acum la baie am două prosoape de față, unul pentru mine, unul pentru soțul meu. Până la urmă sunt lucruri pe care le șeruim în casă, la care nu ne-am gândit până acum, că ne-am putea șterge la nas unul după celălalt, așa este. Dar în perioada asta poate că ar fi bine să separăm anumite contacte. Acolo unde o putem face și acolo unde contaminarea ar fi foarte mare, așa cum spun, la față, în primul rând. Da? Și poate că pentru aparținători de adulți, să spunem așa, aș întreba mai des cum ai glicemia. Da, nu știu, ce pot să fac și eu pentru tine mai mult? Câtă apă ai băut astăzi? Adică aș susține un pic mai mult și aș pune un pic focusul mai mult pe glicemie. Deși știu că adulții își doresc câteodată să uite despre asta și îi înțeleg perfect. Dar în acest moment, recomandările tuturor medicilor care îngrijesc pacienți cu diabet în străinătate sunt focusul pe glicemie. În acest moment,
chiar dacă până acum n-am făcut ce trebuia, chiar dacă până în această epidemie glicemiile mi-au fost mai mari, măcar în acest moment să am glicemii mai bune. Incidența persoanelor cu tip 2 însă, deci riscul în tipul 1, cum spun, este riscul populației generale și ce trebuie să urmăm sunt regulile generale, punând în același timp și mai tare focusul pe glicemie. Tipul 2 însă de diabet și nu doar tipul 2 de diabet, și obezitatea, vedeți că în ultimele raportări sunt din ce în ce mai multe cazuri grave la pacienți care erau tineri, dar erau obezi. Obezitatea se pare că se corelează și ea. Nu știm să spunem fix prin ce mecanism, sunt și acolo ipoteze, dar nu ne face bine să fim foarte grași, cum nu ne face bine să avem diabet. Și atunci aici, la cei cu diabet tip 2, regulile ar trebui să fie cele mai stricte. Vorbim aici de persoane vârstnice, care poate au și peste 65 de ani. Deci dintr-o dată am două riscuri. Vorbim aici de persoane care oricum sunt supraponderale și care stând în casă și nemișcându-se au tendința de a lua în greutate. Au tendința în felul acesta de a crește glicemia. Sunt persoane care de multe ori nu au glucometru, ca noi să ne putem baza că își măsoară glicemia și că noi îi putem ajuta cu un sfat în momentul în care ne sună să ceară o indicație. Deci aici mi se pare lucrul cel mai greu de rezolvat. Dar aici ar trebui să respecte strict regulile de a nu ieși din casă, chiar și după ce va veni această relaxare, să spunem, după data de 15 mai sau când va veni ea. Deci aceste persoane cu diabet zaharat tip 2, cu obezitate și dacă mai sunt și vârstnici, ar trebui să continue să respecte regulile stricte de izolare. Apropo de ieșitul din casă, scuze. Da. Nu, spune. Ștefania Bratu întreabă, apropo de ieșitul din casă, dacă după 15 mai îi recomandați sau nu să meargă la spital cu firește programare ca să-și ia rețeta de insulină. Acum, două lucruri aici. Rețeta de insulină poate fi dată și online, ca să spunem așa. Adică pacientul contactează medicul diabetolog, are loc o consultație prin telemedicină în care pacientul spune medicului ce face, ce glicemii are, medicul îl sfătuiește, așa cum vă sfătuiesc eu acum, ce are de făcut, dacă răcește cu insulina, dacă trebuie să o crească, dacă trebuie să o scadă. Și în urma acestei consultații se emite rețeta, care poate fi trimisă pe mail pacientului până la terminarea stării de urgență. Acest lucru nu se va mai putea face după terminarea stării de urgență, pentru că probabil se vor relua consultațiile în cabinet. Asta este un lucru și eu o sfătuiesc, dacă are rețeta de ridicat în luna mai, să o facă electronic, așa cum am discutat, telefonic și pe urmă pe e-mail, cu medicul care îngrijește pacientul. După care vine întrebarea, așa cum a pus-o și mămica de mai înainte, cum vom ieși și cât de des vom ieși după ce vom primi dezlegarea? Sincer, eu vă recomand să ieșiți ca și până acum cu strictul necesar. Da? Că trebuie să mergem la școală? Mergem la școală și vom vedea și acolo ce reguli va trebui să respectăm în afară de a purta măști. Masca mi se pare obligatorie. Da? Oriunde ieșiți de acum încolo, trebuie să purtați mască. Și aici avem o discuție. Ce măști purtăm? Sub nicio formă FFP2-ul sau N95-ul, pentru că acelea sunt măști cu protecție maximă și acelea nu pot fi purtate multă vreme. Ele trebuie purtate strict de medicii din secții de terapie intensivă, din secții care, practic, medici care vin în contact cu secreții ale pacienților. Deci nu sunt pentru pacienți acele măști, nici pentru noi, de exemplu, ca și practicieni, ca diabetologi, nu sunt acele măști. Pentru noi sunt măștile chirurgicale. Da? Dar măștile chirurgicale
Nu le avem, să știți că nici noi, ca și clinică, foarte greu reușim să facem rost de ele și am prezentat într-o postare care este modalitatea de a le curăța, să spunem, sau de a le putea refolosi într-o oarecare siguranță. Da? Și modalitatea este una ușor de urmat, aș zice, pentru că practic are logică și este ușor de urmărit. Depinde de câte ori ieșiți din casă pe săptămână. Țineți cont că în principiu virusul ține cel mai mult pe o suprafață, mai ales de plastic, undeva între 5 și 7 zile. Și aici părerile sunt împărțite, nu avem certitudini nici aici, dar aș face socoteala la o săptămână ca să fie ușor de ținut minte. Și aș purta câte o mască pe zi. Una pentru luni, una pentru marți, una pentru miercuri, pentru fiecare zi a săptămânii. La sfârșitul fiecărei zile, respectiv la sfârșitul zilei de luni, punem acea mască într-un plic de hârtie. Dacă nu avem plic, putem capsa câte două foi, tip A4, ca să facem un plic. Scriem pe el luni și Mihaela și știu clar că acea mască mi-aparține mie ca să o iau lunea viitoare. Marți am alt plic cu altă mască, dar pentru asta îmi trebuie 7 măști, da? Pe care, pentru că ies în fiecare zi, să spunem, da? Dar dacă ies doar de 2 ori pe săptămână, fac doar 2 plicuri, da? Pentru că luni ies și folosesc o mască și mai ies joi, să spun, și folosesc cealaltă mască. Următoarea ieșire e lunea, marțea viitoare. Deci aș putea să iau masca din primul plic. După ce am folosit masca de 3-4 ori, să spunem, aș arunca-o și trebuie să iau alte măști. Nu există o modalitate științific dovedită de a steriliza aceste măști. Nu pot fi călcate, am încercat chiar eu și am stricat măștile. Dacă le spălăm și le uscăm, nu este dovedit practic că am făcut ce trebuie și nici nu vom putea face nici asta de mai multe ori. Sincer, ca soluție, eu văd plăștile de bumbac pentru că le puteți spăla după fiecare utilizare și de fiecare dată când le veți pune pe față vor fi curate pe interior, în primul și în primul rând. Ceea ce vă trebuie este o suprafață de protecție ca să nu vă atingeți fața în momentul în care totuși ați pus mâna pe ceva sau sunteți tentați să vă așezați ochelarii sau, nu știu, a bătut vântul și v-a dat părul în ochi. Ideea este practic să aveți o suprafață de protecție asupra nasului și gurii. Dar întreabă eu Victor Paulescu, le putem spăla cu apă fiartă și săpun? Măștile de bumbac pot fi spălate, de aceea măștile chirurgicale, prin spălare, își mlărgesc ochiurile. Vine întrebarea unde le uscați. Da? Dacă nu uit care este a mea, care este a soțului meu, care este a copilului meu, da? Nu pot fi uscate una peste alta sau una lângă alta măștile mai multor membri ai familiei, da? Pentru că nu trebuie totuși să se atingă, că nu le-am dezinfectat, doar le-am spălat, da? Deci, cum spun, soluția pentru restul anului mi se pare ori să avem măști chirurgicale fiecare și să le schimbăm în fiecare zi, ceea ce va fi nu foarte fezabil, pentru că înțeleg că vin cu niște costuri și nu cred că vom avea într-atât încât să schimbăm fiecare dintre noi o mască pe zi, sincer, și vom vedea ce ne arată viitorul. Americanii spuneau foarte clar, CDC-ul, care este forul lor tutelar în ceea ce privește epidemiologia și bolile infecțioase, spunea că ei în acest moment au 1% din cât ar trebui să aibă pentru populație, ca și măști. Da? Deci mă aștept ca și noi în următoarele 3 luni să fim până la urmă omenește în același stadiu și să încercăm să refolosim ceea ce avem. Și de aceea cred că măștile de bumbac sunt mai bune pentru că vă permit să le spălați după fiecare utilizare. Ele se pot murdări și în afară de la ceilalți, dar și pe dinăuntru de la noi. O mască de bumbac poate fi spălată, poate fi lăsată în clor, poate fi călcată la aburi fierbinte în momentul în care, după ce a fost spălată și uscată. Dar și la măștile de bumbac trebuie să aveți măcar 3.
da? Ca să puteți să folosiți una astăzi, să o puneți la spălat, mâine când ieșiți practic din casă să folosiți alta. Eu zic să dați frâu fanteziei și să vă apucați să coaseți măști. Să știi, Lucian, că eu mi-am cumpărat niște materiale și până la urmă, cum zic, trebuie să ne simțim utili într-un fel. Eu am ca persoane vârstnice pe lângă mine pe mama mea și pe soacra mea, nu sunt lângă mine, le-am ținut departe și de sărbători. Stau să mă întreb ce voi face cu ele în momentul în care pe 15 mai ceilalți încep să iasă din casă. Ele amândouă oricum văd foarte mulți vârstnici care ies din casă și mă întreabă tu pe noi de ce nu ne lași. Și trebuie să le fac niște măști până la păi urmă. Ce mai, dacă ți-ai luat materiale, noi îți putem trimite prin curier mașina noastră de cusut electrică și cu ocazia asta avem și o mică întreprindere. Salutăm da. Și pe ceilalți prieteni care s-au alăturat acestui live și se uită la tine. Doamna dr. Sandra Alexiu, doamna Angela Mezaroș, Maria Mezaroș. Avem și o întrebare care cred că doamna Lohan se laudă pentru că ne întreabă dacă am glicata 6,3 e mare sau e mică. E bună! Bravo! Bravo! E bună! E super, nu bună! Da. Doctorul Daniel Cosma este și el în live de acolo din județul Vâlcea. Salut, Daniel! Întrebarea de la Tia Gheorghiu. Medicație anticoagulantă, Plavix, oferă un plus de protecție pacientului cu diabet? În contextul acestei epidemii mă gândesc, da? Închipui, da. Asta vine tocmai în sprijinul ipotezei despre care vorbeam mai înainte, că infecția cu acest virus pare să dea și o stare procoagulantă, o formare de cheaguri în vasele mici din tot organismul, din toate organele cheie, să spunem, ale corpului nostru. Și în acest context, tratamentul anticoagulant sau antiagregant ar avea anumite beneficii. Însă, dacă pacientul are tratament antiagregant cu Plavix, de exemplu, l-aș continua, însă nu aș începe să administrez acest tratament. Pentru că, sincer, inclusiv medical vorbind, nu doar ce citesc pe site-urile generale, să spunem, ci pe site-urile științifice pe care le vizitez zilnic, aceste ipoteze astăzi au venit, mâine nu se adeveresc. Sau mâine se adeveresc și studiile continuă în această direcție. Dar mi se pare că orice pas pe care îl facem când recomandăm un tratament nou sau când am vrea să întrerupem un tratament, este un pas pe care îl facem pe gheață subțire, sincer. Pentru că nu avem certitudini. Scriem medicină. Da, de acord, asta e o chestie pe care trebuie să o înțeleagă toată lumea. În acest moment, mai multe informații sunt încă neverificate decât sunt cele de care știm că sunt adevărate sau de care știm că sunt false. Miturile sunt mai puține decât informațiile la care avem acces, dar care încă nu sunt validate prin studii. Ieri am avut-o pe doamna dr. Sandra Alexiu și am vorbit despre mituri și o mare parte din prezentarea dânsei era despre lucruri care încă nu sunt fie certificate, fie invalidate prin studiile medicale. O întrebare tot despre imunitate, doamna doctor, și o punem, deși am înțeles cum stau lucrurile legate de imunitate, dar este vorba de micuți. Pentru copii cu diabet modi 2, există lucruri care să ne facă să ne îngrijorăm în legătură cu nivelul imunității lor dacă copilul nu e bolnav? Nu. Diabetul tip modi este un diabet care, ca și prognostic, seamănă mai mult cu tipul 1. Da? Copiii cu modi oricum nu sunt copii obezi, mi-aș face mai multă grijă și aș lua mai multe precauții dacă am vorbit într-adevăr de copii cu diabet zaharat tip 2 și cu obezitate. Însă, vedeți, un alt lucru pe care l-a adus această epidemie este că copiii în general
nu fac forme simptomatice de boală, spun în general, pentru că au fost și copii în alte țări, în primul rând s-a raportat rar, este adevărat, copii care au făcut forme severe de boală, dar și aceia erau într-adevăr copii care mai aveau o altă patologie, în principiu cardiacă, nu diabet. Dar grija, dacă ar fi să mă gândesc la care dintre copii pe care îi îngrijesc aș avea grija cea mai mare și aș face restricțiile cele mai importante, sunt copiii cu diabet zaharat tip 2, să spunem și obezitate. Pentru că ei se încadrează în fenotipul, cum spunem noi, adică în aspectul și riscurile și bolile pe care le aduce pe lângă el diabetul tip 2, hipertensiunea, dislipidemia, obezitatea, sedentarismul, arată cu totul și cu totul altfel ca context, ca imagine versus tipul 1 de diabet. Sau și mori. Cred că da, și cred că asta pentru toți cei, mă uit că în mod constant avem peste 200 de oameni în live, asta înseamnă mai multe mii de la un cap la altul, pentru că bănuiesc că între ei marea majoritate sunt exact persoane de genul celei pe care ați descris-o, supraponderali, diabet de tip 2. Vă rugăm mult, aveți grijă de dumneavoastră, faceți ceva, e un moment, e momentul să începeți să faceți ceva în legătură cu asta, pentru că vă va ține departe și de riscul infecției cu noul coronavirus, dar și de riscul complicației diabetului, pe care îl știți deja, l-ați văzut și l-ați tot auzit. Da. Două lucruri aș mai spune înainte să încheiem, Lucian. Tu știi că durerea mea cea mai mare este că persoanele pe care le cunosc cu diabet tip 2 nu fac tot ce ar putea să facă pentru ei. Și asta este într-adevăr durerea mea cea mai mare, pentru că dacă ar face măcar o treime din cât pot să facă, pentru că pot să facă, sunt perioade în viața lor în care se mobilizează și slăbesc și câte 8 kg, își aduc glicata foarte aproape de 6, adică pot să facă minuni, minuni pentru corpul lor, după care uită tot ce au făcut și ne întoarcem practic de unde am pornit. Și de fiecare dată întreb, dar de ce nu mai putem să facem ce am făcut acum, atunci? Iar acum, în această epidemie de COVID, este cel mai important să facem tot ce putem ca să ne apărăm. Și ce putem ca să ne apărăm e să ne izolăm și să ne îngrijim glicemia. Chiar dacă asta înseamnă să mâncăm mai puțin, mai mă lași un pic? Te rog, da? Deci chiar dacă înseamnă să mâncăm mai puțin, chiar dacă înseamnă să fiu foarte atent la orele la care mănânc și îmi iau medicamentele, chiar dacă înseamnă, dacă am posibilitatea, să măsor o glicemie obligatoriu în fiecare zi și dacă văd că începe să crească, să fac ceva, să tai de la mâncare, să contactez doctorul, să îmi pese mai mult de corpul meu. Asta este primul lucru. Iar al doilea lucru, legat de cum va fi viața noastră de după ce se va duce izolarea, cred că până la urmă viața noastră e bine să fie un pic mai simplă și un pic mai la relanti. Adică vreau să vă gândiți că după 15 iunie nu va fi viața noastră pe care am avut-o pe 15 septembrie, să știți, la viteza aceea, cu ieșirile pe care le aveam cu toții, cu timpul pe care îl petreceam în supermarketuri, cu timpul pe care îl petreceam la mall-uri. Lucrurile vor arăta un pic altfel și până la urmă e o lecție de viață ceea ce ni s-a întâmplat în aceste luni, cu totul, inclusiv cu beneficiile pe care le-a avut până la urmă asupra naturii. Lipsa poluării fonice, lipsa poluării atmosferice, toate acestea trebuie să ne ducă cu gândul și către o lecție de viață și poate că ar trebui să ne ducem un pic înapoi, să spun, din punctul acesta de vedere, de a ne acorda mai multă atenție familiei noastre, nouă, și mai puțin de a ne pierde printre ceilalți. Îți știu, sau altfel, doamna doctor Vlăiculescu, vă înțeleg și vă știu
strângerea de inimă când e vorba despre pacienți cu tip 2, dar am o veste absolut importantă și pentru dumneavoastră, dar și pentru pacienții cu tip 2. Nu o să vă lăsăm, o să vă educăm lângă doamna Vlăiculescu acum în live. Sunt 3 medici dintre cei mai buni, renumiți, atât pe diabetologie, cât și medici de familie foarte cunoscuți. Reprezentanți ai a 5 asociații de pacienți, dintre cele mai mari și mai importante. Cu toții vom sta pe capul vostru ca să vă dați seama că trebuie să vă opriți din a lăsa glicemiile mari și bucuria că nu vă doare nimic, chiar dacă aveți glicemia mare, să treacă și să vă pricopsiți cu fel de fel de lucruri râte. Deci, șefa, promisiunea e promisiune. Noi anul ăsta luptăm pentru diabeticii de tip 2, pacienții, persoanele cu diabet de tip 2, pentru că pe cei cu tip 1, i-am văzut, sunt super organizați, sunt foarte strânși împreună, învață unii de la alții, ți se datorează, li se datorează și celor care sprijină toate acțiunile pe care le faceți, dar ar trebui să fie un model și pentru diabetul de tip 2. Lucian, poate că dacă trece izolarea și dacă testele, să zic așa, pe care le vom da în fiecare lună, pentru că cu toții vom urmări din momentul în care va veni o oarecare relaxare, creșterea numărului de cazuri noi, creșterea numărului de decese, și de aceea eu cred că următoarele luni vor arăta un pic de relaxare, un pic de restricție, un pic de relaxare, un pic de restricție. Dar dacă lucrurile vor merge oarecare, poate că, și mi-aș dori, la toamnă să facem ceea ce am făcut și anul trecut, acea întâlnire, să spunem, pentru diabetul de tip 2, doar că mi-aș dori să vedem pacienți mulți, dornici să afle de ce au nevoie, dornici să învețe cum pot să se îngrijească, dornici să știe ce medicație există pentru ei, ce li se potrivește mai mult. Dar mi-aș dori, Lucian, să putem să facem asta în preajma Zilei Internaționale a Diabetului, să vedem ce vor aduce vremurile. O să o facem. Îi avem pe toți alături de noi. Ne urmăresc inclusiv pacienții, nu numai experții, așa cum îți povesteam. E o promisiune, mă duc să scriu proiectul și să-l trimit celor care se uită acum la noi ca să putem să-i convingem. Mulțumim mult, doamna doctor! Cu drag! Și să ne auzim cu bine și cu alte sugestii. Gândiți-vă ce întrebări mai aveți pentru viitorul nostru apropiat. Situații vom putea fi puși și să vedem cum le putem rezolva. Dar mesajul este că din ce vom sta mai retrași, să spunem, da, din aia ne va fi un pic mai bine. Și ochii pe glicemie, ochii pe glicemie, că asta este lucrul cel mai important. Mulțumim încă o dată, glicemii bune la toată lumea, oameni buni. O seară minunată vă dorim. Sărmâna! La revedere! La revedere, o seară minunată!